Da? Bun, mulțumesc. Păi... Haideți să trecem la vot și am încheiat orice discuție. Da. Deci cine este pentru? Mărirea taxelor și... Nu, domnule, pentru aprobarea taxelor și impozit, nu pentru mărire. Pentru aprobare. Pentru mărire. Nu, nu mai mințiți, pentru mărirea taxelor. Deci vreau să vă aduc la cunoștință un aspect foarte important. Mai recitesc o dată, suntem în timpul votului. Înainte de vot, domnul... Nu interveniți în timpul votului. Nu interveniți în timpul votului. Cel mai important este următorul lucru. Vă rog să fiți atenți. Nu interveniți în timpul votului. Domnul... Dar nu interveniți în timpul votului. Spuneți după asta. Ascultați-mă da. Puțin. Vă rog, s-a votat pentru. Deci, ați încercat și ședința trecută să interveniți și să modificați un vot. Nu vă permit acest lucru. Deci, domnul secretar, conform. Suntem la vot, da? Domnul, ați consemnat votul domnului Nedelcu? Deci, termină votul. Vreau să vă primar. Nu mai să vă rog frumos, domnul Bocanu. Este Elvis, cine este împotrivă? Cine se abține? Hai să continuăm. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Dragi colegi, Cătălin, ia te rog puțin. Cine este împotrivă? Suntem la vot. Pentru cine este împotrivă? Domnul secretar. Împotriva mărirea taxelor cu 30%. Sunt împotriva. Cine este împotrivă? Împotriva mărirea taxelor și impozitelor. Da. Cine se abține? Și întrebați și online. Și online, vă rog. Domnul Tuțu Ionel. Abținere. Vă mulțumesc. Deci o să trecem la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Voiam să fac o mențiune. Vă rog. Pentru că nu a trecut acest punct de pe ordinea de zi. Codul fiscal al României spune că taxele și impozitele se vor majora cu 50%. Da?